Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile Doto TV. Sunt Natalia Vrânceanu, iată cele mai importante subiecte ale zilei. Oamenii sunt nevoiți să-și vândă produsele la temperaturi cu mult sub limita înghețului. Temperaturile scăzute înregistrate în ultimele zile la malul Mării au amorțit piețele agroalimentare. Comercianții petrec și 12 ore pe zi în ger pentru a-și vinde marfa. Purtarea măștii în timpul orelor de sport stârnește nemulțumire atât în rândul cadrelor didactice, cât și în rândul părinților din Constanța, ce au anunțat autoritățile. Aflați imediat în jurnal. Bărbatul care a suferit arsuri grave în portul Constanța și a fost transferat cu întârziere în Belgia a murit. Pacientul a plecat din România cu mai multe bacterii și o ciupercă fără a fi măcar spălat. Vă aducem toate detaliile imediat în jurnal. Temperaturile scăzute înregistrate în ultimele zile la malul Mării au amorțit piețele agroalimentare. Situația frigului insuportabil din piețe durează deja de ani de zile și pare că nimeni nu se preocupă să aducă surse de încălzire oamenilor care își petrec zilnic chiar și 12 ore încercând să-și vândă marfa. Călit, doamna, nu e frig, chiar nu e frig. Valul de frig care a pus stăpânire pe țara noastră a înghețat piețele agroalimentare. Oamenii sunt nevoiți să-și vândă produsele la temperaturi cu mult sub limita înghețului. Câțiva comercianți înghețați și ceva mai mulți cumpărători zgribuliți care nu se pot decide ce să aleagă. Aceasta este trista priveliște a piețelor în toiul iernii. Vânzătorii s-au îmbrăcat bine, dar abia rezistă temperaturilor foarte scăzute. Piața închisă, acum nu e vină piața. Dar niște surse de încălzire nu v-ar fi beneficii aici? Suntem departe. Suntem departe noi. Păi e frig, da. Pensie mică, muncim în frig. Dar 76 de ani stau aici cu bapă. Ce te faci? Noul director general al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, Stere Hira, este la curent cu situația actuală din piețe, urmând ca împreună cu noua administrație să găsească soluții pentru producători și comercianți. Rugămintea noastră este să fie înțelegători și producătorii agricoli și comercianții că o să trecem peste această situație neplăcută, nu-i așa, peste acest context pandemic. Ulterior, conducerea regiei împreună cu noua administrație locală, avem un plan de a moderniza, de a investi în piețele constanțene. Forfota obișnuită din piețe este doar o amintire. Gerul din aceste zile a lăsat tarabele goale. Comercianții care s-au încumetat să-și expună marfa au fost scoși din casă de lipsuri și datorii. Majoritatea clienților preferă să meargă la cumpărături în supermarket, singura soluție pentru un comerț civilizat în piețe fiind investițiile serioase în modernizarea lor. În al preasfințitul Teodosie îi atacă pe politicieni. Ce afirmație a făcut ierarhul Tomitan despre cei care ocupă funcții înalte în stat, aflați imediat în jurnal. Elevii s-au reîntors în bănci la începutul săptămânii trecute, dar deja apar primele probleme în colectivitate. Este nevoie de purtarea măștii afară la orele de sport. Măștile se umezesc, respirația este îngreunată, iar copiii au tendința de a duce mâna la gură sau la nas pentru a trage masca în jos. În condițiile în care profesorii de sport se plâng că nu pot face orele de sport cu copiii în timp ce poartă masca pe față, ministrul Sorin Câmpeanu a declarat că a cerut o situație cu privire la practicile europene pentru a lua decizia corectă de modificare a ordinului comun. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța afirmau în cursul săptămânii trecute cu privire la orele de sport că vor fi desfășurate în aer liber atât cât va permite vremea. Începând de joi noaptea însă, în județul Constanța a nins, astfel că orele de educație fizică s-au mutat în interior, în aceleași condiții, cu măștile pe față. Ordinul Ministrului Educației și Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică nu precizează clar dacă este obligatorie sau nu masca de protecție în timpul orelor de educație fizică. Referitor la acest aspect, Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat că situația va fi analizată la nivel național și va fi luată o decizie în acord cu practicile europene, dar că vor fi consultați și cei din medicina sportivă. Nevoie sunt să poarte mască în timpul orelor. La ora de educație fizică eu le recomand să o lase sub bărbie, să respire cât mai profund. Avem exerciții speciale pentru oxigenare. Noi nu mai facem multe exerciții care
iar dezvolta din punct de vedere psihofizic. Facem doar exerciții statice, fără efort, fără nimic. Părinții sunt depășiți de situație și așteaptă noi reglementări în ceea ce privește purtarea măștii la orele de sport. Nu cred că sunt ok și nici nu cred că e sănătos pentru ei, pentru că transpiră foarte mult, masca se udă și nu cred că mai există niciun fel de protecție. N-au avut decât o oră, cred că, în care au făcut măscuță. Că în rest, prima au făcut mai mult așa, cum să vă zic eu, mai puțin, ca să nu... Să nu transpire, să nu, că asta este. O să trecem și peste asta. Dar trebuie să avem puțină răbdare, calm și înțelegere. Contactat telefonic, inspectorul general școlar Sorin Mihai a afirmat că până în prezent nu a primit nicio înștiințare de la Ministerul Educației prin care să se fie adus vreo modificare impunerii privind portul măștii în timpul practicării sportului. Bărbatul care a suferit arsuri grave în portul Constanța și a fost transferat cu întârziere în Belgia a murit. Pacientul a fost internat în România în 3 spitale. Locul la clinica din străinătate a fost găsit de familie, iar transferul a fost amânat 2 zile la rând din cauza condițiilor meteo și a unei defecțiuni tehnice. Ministerul Sănătății a transmis că bărbatul în vârstă de 51 de ani a murit luni dimineață. Medicii din Belgia au spus că atunci când a ajuns la ei, bărbatul era infectat cu 3 bacterii și o ciupercă. Reporterii Doto TV au stat de vorbă cu soția bărbatului la sfârșitul săptămânii trecute. La Iași a stat foarte mult, adică 9 zile sau 8 fără ziua care am pierdut-o, ca să zic așa, pe drum. Și se pare că asta... A pozat foarte mult. Noi suntem aici de 2 săptămâni se fac și el încă se luptă cu infecția care nu reușesc medicii de ei să o distrugă. Soția bărbatului a spus că regretă că nu a făcut public cazul soțului ei mai devreme, dar a afirmat că a avut încredere în sistemul de sănătate din România. Eu sunt disperată că trebuie să trag în fiecare zi și să mă rog să depășim încă o zi și încă o zi dreptul la viață, pentru că efectiv zilele care a stat aici în România, mă refer la ea și transferul ăla fabulos care nu se mai realiza, astea au dus să-i diminueze foarte mult șansele și medicii de aici se luptă cu asta. Bărbatul suferise un accident de muncă în urma căruia a avut arsuri pe 64% din suprafața corpului. Bărbatul a necesitat intubație și ventilație mecanică la terapie intensivă, a fost stabilizat, iar a doua zi, în mai puțin de 24 de ore, a fost transferat cu elicopterul la Spitalul Sfântul Spiridon Iași. Pacientul a fost transportat inițial la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar apoi, în data de 21 ianuarie, a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgențe Sfântul Spiridon din Iași. În data de 28 ianuarie, misiunea de zbor pentru transferul în Belgia a fost anulată din motive tehnice, iar pacientul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din capitală. A doua zi a fost transferat cu un zbor umanitar operat de Ministerul Apărării Naționale la un spital din Loverval, Belgia. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu va trimite corpul de control al ministrului la cele 3 unități medicale din România, unde a fost internat pacientul pentru realizarea unui raport de control privind îngrijirile medicale care au fost acordate pacientului. De la debutul școlii și până acum, 14 elevi, 4 profesori și 2 persoane din personalul auxiliar al unităților de învățământ din județul Constanța s-au infectat cu noul coronavirus. Testele au fost efectuate în afara școlilor. În acest moment, închiderea instituțiilor de învățământ se poate face doar conform ordinului comun, în funcție de anchetele epidemiologice efectuate pentru fiecare caz în parte. Primul caz de infectare cu COVID-19 a fost confirmat săptămâna trecută și este vorba despre un copil de la școala Sfântul Andrei din sectorul 6 al capitalei. În clasa respectivă, cursurile se vor face online timp de 14 zile, așa cum prevede ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. De la redeschiderea școlilor în județul Constanța s-au infectat 14 elevi, 4 cadre didactice și 2 persoane din personalul auxiliar al unităților de învățământ. În al preasfințitul Teodosie atacă pe politicieni. La finalul slujbei în cuvântul de învățătură, ierarhul Tomitan a vorbit despre mândria care îi orbește pe cei care ocupă funcții înalte în stat și a afirmat că smerenia le lipsește unor politicieni care participă la slujbele religioase. Ochii lor erau orbiți de mândrie și mintea lor robită de încrederea în ei înșine, de mândria lor. De aceea se cuvine ca să ne apropiem de Mântuitorul Hristos. Nu să ne vedem vrednicia
știința sau demnitatea noastră, cum fac unii care sunt în funcții de stat. Vin și asistă la slujbe, dar nu sărută sfintele moaște. Nu dau pomelnic la altar, nu toți, unii dintre ei. Și iată, fără smerenie, nu te poți cunoaște pe tine, nu știi ce-ți lipsește, nu știi ce te împovărează. Smerenia ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine, așa cum au descoperit și filosofii. Protest aur la Constanța. Inițierea proiectului de lege care permite vânzarea activelor companiilor de stat pune pe jar clasa politică din România. Organizația județeană din Constanța a Partidului Alianța pentru Unirea Românilor condamnă această propunere venită din partea actualilor guvernanți. Iar în acest sfârșit de săptămână, în fața prefecturii, au protestat împotriva acestei inițiative. Peste 50 de persoane au fost prezente la manifestare. Inițierea proiectului de lege care abrogă legea ce interzice vânzarea activelor companiilor de stat din România, respectiv numărul 173 din 13 august 2020, este, în opinia celor de la AUR, un act de trădare din partea actualilor guvernanți. Printre companiile de stat vizate se numără și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, Compania Națională Administrarea Canalelor Navigabile sau Aeroportul Mihail Cogălnicianu. Am sesizat prima acțiune a acestui guvern incompetent, trădător chiar, l-aș numi. Orice am observat imediat după instalarea guvernului Câțu a fost ca ei să se ocupe de această lege. Pentru mine a fost un semnal că ei răspund la o comandă politică venită de la Bruxelles și doresc înstrăinarea unor obiective care, din câte vedem, sunt totuși pe profit. Prezent la protest, senatorul Sorin Mateescu a pus accent pe faptul că portul Constanța trebuie să rămână un activ al statului. Abrogarea legii 173, prin care statul avea suspendat dreptul de a vinde active, luni în Senat se va discuta noua lege care abrogă legea 173 privind vinderea activelor statului. Potrivit legii 173 din 13 august 2020, se interzice pentru o perioadă de 2 ani înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută. Practic, această lege avea menirea să protejeze interesele statului român și să evite vânzarea acțiunilor statului la prețuri subevaluate de influența nefastă a crizei economice devastatoare cauzate și de pandemia de COVID-19. Protestul a fost organizat de Asociația Patriot, căreia i s-au alăturat și membrii AUR, precum și parlamentari de Constanța ai acestei formațiuni politice. Sperăm ca mesajul nostru să fie auzit și de către guvernanți. Prin pierderea portului Constanța, care este de interes geostrategic, ne cam pune în pericol și suveranitatea națională. Mă așteptam din partea guvernanților să vină cu ceva propuneri și să rezolve problemele din port. În schimb, nu, ne cam vindem producția și... Protestatarii au atras atenția asupra pericolului la care se supune România dacă va pierde portul. Constanța înseamnă port și Marea Neagră. Horeca a murit, a mai rămas portul. Dacă ne-l iau și pe acesta, o să rămânem, fraților, vânduți cu totul. Îmi plânge sufletul că oameni care lucrează în port, constanțeni care câștigă o bucățică de pâine din portul Constanța, nu au ieșit să ni se alăture protestului. Zilele trecute și fostul ministru al IMM-urilor, Alexandru Petrescu, s-a pronunțat împotriva inițiativei actualului guvern, trăgând astfel un semnal de alarmă cu privire la consecințele pe care le va avea noul act normativ. Protestul inițiat de Asociația Patriot din Constanța a fost autorizat de Primăria Municipului Constanța și a respectat prevederile legale. Protestatarii au purtat mască de protecție și s-a păstrat distanța fizică între ei. Două persoane au fost rănite sâmbătă seara în urma unui accident rutier petrecut la intrare în Murfatlar, în care au fost implicate două autoturisme.
Accidentul a avut loc sâmbătă seara la intrarea în localitatea Murfatlar. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere pentru asigurare măsuri PSI cu 4 subofițeri și un echipaj smurd, plus alte 2 autospeciale ale serviciului de ambulanță județean. În urma accidentului, 2 persoane au suferit politraumatisme și au fost transportate la spital. O a treia persoană, rănită ușor, a refuzat să fie dusă la o unitate sanitară. Duminică, în jurul prânzului, 2 copii au fost loviți pe trecerea de pieton în localitatea Ovidiu. Polițiștii au constatat faptul că impactul s-a produs între un autoturism condus de un bărbat de 64 de ani și 2 pietoni, ambii de 15 ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a pietonilor băiat și fată. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală. Duminică seara a ars o casă în Oltina, județul Constanța. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale cu 9 subofițeri din cadrul detașamentului Cernavodă și cei de la Oltina cu o autospecială a ars o casă cu o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Flăcările au cuprins întreaga clădire, care a fost distrusă în totalitate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. 90 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate într-o singură zi pentru oprire și staționare neregulamentară. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice au desfășurat o acțiune pe raza municipiului Constanța pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regulile în ceea ce privește oprirea și staționarea neregulamentară a autovehiculelor. Câte amenzi au dat știe colega mea Cristina Dalas. Cristina, bun găsit! Bun găsit! În ceea ce privește circulația pe drumurile publice, au fost aplicate 90 de sancțiuni contravenționale cu o valoare totală a amenzilor de 21.170 de lei. De asemenea, au fost aplicate 185 de puncte de penalizare și ca urmare a staționării neregulamentare au fost ridicate de pe partea carosabilă a drumului public 7 autovehicule. Polițiștii locali desfășoară în mod constant astfel de acțiuni pentru asigurarea afluenței pe drumurile publice, pentru desfășurarea în siguranță a circulației rutiere, precum și pentru ocrotirea vieții și a sănătății participanților la trafic. Poliția locală recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere pentru a evita sancționarea și chiar ridicarea autovehiculelor. Începe campania de sterilizare a câinilor în Constanța. Primăria municipiului Constanța a organizat astăzi o conferință de presă cu prilejul lansării proiectului Efort Comun pentru un viitor mai bun, în parteneriat cu Animal Society. Orașul a fost împărțit pe sectoare, iar asociația va începe numărarea câinilor fără stăpân săptămâna viitoare. Campania de sterilizare a câinilor fără stăpân va începe marți 16 februarie la biobază și va dura o lună de zile. Pe parcursul anului curent vor mai avea loc alte 2 campanii de sterilizare. 684 au sterilizați. Din păcate, 200 și viața din cauze naturale. 47 de câini, atât pui cât și adulți, motive au fost donați adăpostului. Toți au fost adoptați în foarte scurt timp. Se vor aloca 6 milioane de lei pentru reabilitarea adăpostului de animale fără stăpân din bugetul local, dar deocamdată nu se pot captura câini deoarece Federația Câinilor Fără Stăpân a câștigat în instanță. Cred că suntem cu toții de acord că de când suntem noi aici nu au mai fost reclamații vis-a-vis de condițiile de trai din acel adăpost. Nu pentru că le-am schimbat noi peste noapte, dar ne-am implicat efectiv și noi cei care suntem acum aici la masă suntem mari iubitori de animale. Și cred că asta face diferența între a face și a spune că face. Asociația Animal Society se va deplasa și în oraș să preia câinii pentru sterilizare, asta pentru persoanele care nu se pot deplasa la biobază. Este un community engagement, este un proces care implică membrii comunității, acolo unde oamenii n-au posibilitatea să-și aducă animalul, dar trebuie să înțelegeți că avem o singură mașină de prindere. Adoptați și implicați-vă, pentru că altfel nu vom reuși. Orașul a fost împărțit pe sectoare, iar asociația va începe numărătoarea câinilor fără stăpân săptămâna viitoare. După luni de zile în care sălile de fitness au fost mai mult închise din cauza pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor impuse de autorități, românii au început din nou să facă sport. Recunosc că era necesar pentru că cei mai mulți dintre ei au luat în greutate. Toată lumea știe că sportul este soluția perfectă pentru a avea un organism sănătos, pe lângă un regim de masă corespunzător.
De când rata incidenței a scăzut în județul Constanța, iar autoritățile au mai eliminat din restricții, oamenii au luat cu asalt sălile de sport. Cei mai mulți au vrut, evident, să scape cu orice preț de kilogramele luate în plus. Sărbătorile și sedentarismul din perioada pandemiei și-au spus din plin cuvântul și-au rotunjit formele multora în aceste zile. Acum, după o perioadă atât de lungă închise sălile, am revenit din nou la sală și încercăm să dăm kilogramele acumulate pe perioada pandemiei. S-au pus? Foarte mult, foarte mult. Adică, nu știu, cred că am luat vreo 10 kg aproximativ. Am dat vreo 10 kg jos acum, mai mult bicicletă am făcut și e ok, e super ok. Este prima zi în care am venit. N-am mai fost la sală de aproximativ un an de zile. Din cauza pandemiei. Dar acum că restricțiile sunt mai puține, am hotărât să avem un pic grijă de sănătatea noastră. A fost dificil acasă, nu făceam absolut nimic și am acumulat așa vreo 13 kg în plus. Deci a fost destul de dificil. Fără activitate, fără loc de muncă, acum am început și munca, mă mai destind puțin. Cât timp petreci acum? Cam de 3 ori pe săptămână, să zic am o oră. Domnul Anghel este veteranul acestei săli, a fost infectat cu COVID și spune că sportul a ajutat să treacă mult mai ușor peste boală. Am făcut analizele specifice după acest virus și la radiografia plămânului, medicul de specialitate, când s-a uitat, a văzut niște petiabe pe plămân, măsurătorile mi-au ieșit bune, chiar foarte bune, și el s-a mirat și m-a întrebat, domnule, face sport? Zic, da, fac sport. În fiecare zi, și sâmbătă și duminica, și mi-a spus, asta v-a salvat, faptul că ați făcut și faceți sport. Cei care revin la activitate fizică trebuie să reia totul gradual, de preferat sub îndrumarea unui antrenor personal, care să se ocupe de ei și să îi reia de la nivelul care se află ei în acel moment, să-i ducă către un nivel mai bun, dar asta constant și prin niște exerciții la început ușoare. Pentru cei care nu-și permit un abonament la sala de fitness, există variante precum aparatele montate de primărie în parcurile din oraș. Poți petrece câteva ore fără să plătești niciun leu, numai că trebuie să aveți mare grijă. Sportul în exces poate dăuna sănătății și mai mult decât atât trebuie să fiți atenți și la ce mâncați în tot acest timp. Ne ajută pe noi tinerii, mai ales care mai venim, că putem face sport. Sunt un pic ruginit, sincer. Așa. N-am mai joc fotbal, știți, și mă ajută chestia asta. Uh-huh. Cu frigul e mai greu, sincer. Trebuie să mâncăm mese dimineața, la prânz și seara, ultima masă fiind maxim la ora 18 sau 19, putem să ne întoarcem la sportul care ne-a ajutat să ne menținem sănătatea. Putem să ne întoarcem la sală. Putem să ne întoarcem la mișcare în aer liber, putem să ne întoarcem la exerciții pe care poate le făceam acasă și să le facem cu mult entuziasm. Asociind un control al alimentelor pe care îl consumăm împreună cu o mișcare fizică adecvată, putem să ne controlăm foarte bine greutatea, dar și starea noastră de sănătate. Specialiștii recomandă ca vizitele la sălile de sport să fie făcute periodic, asta sigur dacă vreți să vă mențineți în formă. Spectacol de grație în Eforie Sud. Zeci de lebede s-au adăpostit în golful Capul Turcului din Eforie Sud spre încântarea turiștilor de pe litoral, care se bucură de spectacolul păsărilor. Chiar dacă temperaturile au fost foarte scăzute sub limita înghețului la sfârșitul săptămânii trecute, frumoasele înaripate se simt în largul lor. Specialiștii în ornitologie spun că lebedele vin în golfuri pentru că apa nu îngheață. Liturghie la Constanța. Credincioșii de la malul mării s-au adunat în număr mare duminică la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel pentru a lua parte la Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Duminică, Înalt Preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. La finalul Sfintei Slujbe, Înalt Preasfințitul Teodosie a rostit un cuvânt de învățătură legat de pericopa evanghelică de astăzi, în care a îndemnat credincioșii să fie tare în credință, la fel ca femeia cananeancă, și să se pregătească de perioada triodului. Femeia a venit și s-a închinat în genunchi, Doamne ajută-mă! El a respins-o cum nu făcea niciodată. Nu este bine să iei pâinea copiilor, să arunci câinilor. Prin urmare, și ea era socotită ca un câine, căci așa erau neamurile păgâne care se închinau idolilor,
erau asemănate cu câinii. Zidită între anii 1883-1885, Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel a suferit deteriorări în timpul celui de-al doilea război mondial, fiind restaurată între anii 1946-1950. Catedrala adăpostește moaștele ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon aduse din Orientul apropiat de către preotul Dimitrie Popescu în anul 1931, icoana făcătoare de minuna Maicii Domnului. Catedrala Arhiepiscopală are statut și regim de mănăstire din anul 2002. Vreme geroasă astăzi la malul mării. Deși temperaturile sunt foarte scăzute în continuare la Constanța, cerul a fost senin pe tot parcursul zilei. Ziua, valorile termice au crescut ușor și s-au încadrat între 0 și 3 grade, însă noaptea va fi deosebit de rece, izola geroasă cu temperaturi minime cuprinse între minus 10 și minus 5 grade. Cerul va avea norări trecătoare și izolat va fulgui. Mâine vremea va fi deosebit de rece, pe alocuri geroasă noaptea și dimineața, cu maxime de până la minus 2 grade Celsius. Soare și ger și la Mangalia astăzi. Cerul a fost predominant senin, cu vânt moderat și temperaturi maxime de până la 2 grade Celsius. La noapte, cerul va fi parțial noros și sunt șanse de nisoare. Mercurul din termometre va scădea până la minus 4 grade. Mâine, locuitorii orașului Mangalia vor avea parte în continuare de vreme geroasă, cu maxime de până la minus 2 grade Celsius. Și la Cernavodă, vremea se menține foarte rece. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat cu putere astăzi. Maximele înregistrate au fost de 2 grade Celsius. La noapte, cerul va fi predominant senin, iar temperatura minimă va ajunge până la minus 7 grade Celsius. Mâine, locuitorii orașului Cernavodă vor avea în continuare parte de ger, dar vremea va fi însorită, iar mercurul din termometre va urca până la 2 grade Celsius. Simona Halep este în sferturi la Australian Open. Și-a luat revanșa în fața polonezei Iga Swiatek după un meci incredibil. Simona a pierdut controlul în primul set, dar a găsit puterea mentală să o ia de la capăt și să speculeze vulnerabilitățile din jocul adversarei. Simona Halep a câștigat cu mintea meciul cu Iga Swiatek, poloneza care administra o înfrângere categorică pe zgura pariziană. Simona Halep, locul 2 WTA și cap de serie numărul 2, o va întâlni pe Serena Williams, locul 11 WTA și cap de serie numărul 10, marți de la ora 10, în sferturile de finală ale Australian Open. Simona Halep și Serena Williams s-au mai întâlnit de 11 ori până acum. Sportiva din SUA conduce cu 9-2 la directe, dar ultima victorie a aparținut româncei, scor 6-2, 6-2 în finala turneului de la Wimbledon 2019. Tigrii cu un pas în sferturile EAGF European Cup. Handbaliștii de la CSM București s-au impus în manșa tura optimilor competiției la 5 goluri, cu 28-23 în fața grecilor de la AEK Athena. Tigrii au luat tare pe greci din primele minute ale jocului și au început rapid partida pe care au condus-o aproape în permanență. Marco Davidovic, autor a 7 goluri, Raul Nantes, marcator de 5 ori și Vlad Rotaru cu 4 reușite au fost cei mai buni oameni ai echipei din capitală, iar portarul Krupa a salvat 15 aruncări din cele 35 expediate de greci, având un procentaj de 42% mingi apărate. La finalul meciului, atât jucătorii CSM-ului cât și antrenorul Iliodor Voica s-au declarat mulțumiți de rezultat, dar sunt convinși că returul va fi unul și mai greu în ciuda avantajului de 5 goluri. Mi-aș fi dorit, ca orice antrenor, cred să avem o diferență mult mai mare, dar în condițiile date eu cred că a fost o partidă bună, a fost un meci bun și un rezultat echitabil față de ceea ce am văzut pe teren. Ca să vă răspund direct, cred că aș putea spune și aș putea să mă declar mulțumit, dat fiind faptul că totuși este o diferență care nu poate fi numită foarte confortabilă, dar 5 puncte pentru care noi astăzi am muncit. Nu cred că e un avantaj major, e un avantaj într-adevăr. 5 goluri nu prea înseamnă nimic în handbal în ziua de astăzi. Mă bucur că am câștigat acasă și țin să-mi felicit echipa pentru că am luptat până la capăt și chiar cred că meritam această victorie. Returul este programat la 21 februarie la Athena. Acestea au fost știrile pentru astăzi. Jurnalul Doto TV a ajuns la final. Dacă aveți informații care fac subiectul unei știri, ne puteți contacta la adresa de e-mail redacția@dototv.ro, pe pagina de Facebook Doto TV sau pe pagina de Instagram Doto TV HD. Sunt Natalia Vrânceanu și vă doresc o seară minunată!